Prin alte stup este colonia gigant și singura care o bănuiesc eu, care are origine virgină, mai bine zis, o bănuiesc care are origine virgină, nu știu din ce motive, dar până în februarie nu-mi dau seama acest lucru. Totodată e colonia gigantică. Totodată colonia gigantică este enormă. Eu bănuiesc că a avut două regine care au pontat în același timp, ceva de gen. Ia să vedeți de ce zic eu gigantică. O să pun un film separat. Mi-e și frică de ea. Nu e rea, da? N-am fost înțepat cam de multișori, uitați aici. Nu e unificat, nu nimic, dar... Albina e liniștită, n-ar la semne că... Uitați ce mare este. Eu nu am văzut așa ceva, am rămas uluit când am văzut-o. E plină cu albine, deci nu... Nu e problemă și e singurul care a primit 3 tratamente. Să îndepărtez folia. Îmi dați seama, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rame. Așa ceva am mai văzut la Genica acum câțiva ani, când mai posta și el niște filme. Și am zis că vreau să ajung să am albine ca el. Iată acest stup. Are acele caracteristici din acesta, dacă iei rame, să pui în alt stup, eu zic că riști. Riști foarte mult. Acum văd că se procedează la echilibrare, li se zice. Nu fac acest echilibrare. Ce să fac echilibrare la ăsta? Nu. Ăsta e și un examen personal. Atâta albină. Haideți că o să aduc camera mai aproape, o să tai acest filmuleț, o să-l pun separat față de conținut. Haideți să vedem dacă pot să, da, pot să iau de aici, să filmez de aproape. Deci să vedeți cât de mare e această colonie. Este enormă, dar e îndesată cu albină. Iată. Deci avem aici super colonia stupinei. Așa ceva nu mai vezi. Vedeți că sunt deja picături de apă, de aceea pun carton. Foarte, foarte frumoasă colonie. E mare. Sper să fie tot în regulă, dar asta voi vedea doar în februarie. Până în februarie nu-mi dau seama dacă are regină bună sau... Dar avem soluție și pentru... Am oprit din greșeală camera. Deci, aici punem și lui cartoană. Trei cartoane pun. Am vrut să o filmez, dar când am văzut că are probleme, am zis nu o mai filmez, dar totuși este de prezentat. Nu tu, apicultorii ăștia cu diferite colonii, ci uitați aici. Colonie cu 10 rame de albine. Super colonie.
foarte frumos. Punem sitele. E chiar scurie. Miere i-am lăsat, multă miere i-am lăsat, e multă albină. Să aibă miere destulă. Aceste colonii riscă să moară de foame. Dacă nu ești atent un pic la mâncare, fiindcă nu poți să-i lași atâta mâncare ca la o colonie normală, ci trebuie un pic mai mult. Aici cred că am lăsat vreo 30-35 de kilograme de miere. Și vom vedea dacă e suficient. Bun, oricum stau cu ochii pe ea ca pe butelie. N-am mai iernat așa ceva. Maximum la mine a fost 7 rame, 8 rame, dar așa plin cu albine pe 10 rame nu am avut. Bun, trecem la alte colonii. La coloniile de rezervă a stupinei. Așa. Avem și colonii de rezervă.